Ziua bună, dragilor! Mă bucur să vă văd aici pe canalul meu YouTube! În dimineața asta fantastică, extraordinară, splendidă de octombrie. Am făcut un mic antrenament mai devreme, nu l-am filmat. Voi reveni pe chestia asta cu fitness-ul, însă am avut două săptămâni de aproape ploaie zilnică, n-am putut ieși pe Coclaus să mă antrenez. M-am antrenat în catacomba mea, care încă nu este pregătită pentru filmări. În primul rând, nu am luminozitate foarte bună acolo. Sunetul de asemenea este groaznic, pentru că nu, pereții nu sunt etanșați, nu sunt capitonați, că doar nu fac studio de radio, dar e destul de dificil să filmez în home gym-ul meu. M-aș fi chinuit pe mine, v-aș fi chinuit pe voi, așa că mai durează un pic până îl pun la punct, pentru că trebuie să-l pun la punct, pentru că dacă o dăm înainte pe chestia asta cu back in shape și văd că are impact, vă mulțumesc enorm de mult pentru treaba asta, înseamnă că va trebui să filmăm și în timpul iernii. Și atunci, cu mie, nu prea îmi place să merg la săli și chiar dacă aș merge la săli, nu o să avem timp prea mult de filmat în săli din oraș de aici, pentru că este lume, trebuie să merg la ore în care nu e nimeni și atunci sunt închise. În marea parte a filmărilor vor fi realizate în sala mea de acasă, în home gym-ul meu, în catacomba mea. Nu trebuie pregătită pentru iarnă, pentru că vremea începe să strige din ce în ce mai des, bineînțeles. Bun, dragii mei, astăzi, deci, continuăm seria clipurilor legate de YouTube, așa cum spuneam, pentru că aș vrea să vorbesc de chestia asta. Cu câțiva dintre voi care am discutat, chiar v-ați manifestat interesul de a vă lansa propriul canal de YouTube și atunci consider că ce-am mica mea experiență de-a lungul unui an de prezență online, de prezență pe YouTube, poate vă dă câteva idei, vă oferă un cadru mai clar asupra ceea ce se întâmplă în spatele cortinei atunci când vorbim de propriul canal de YouTube. Și astăzi voi vorbi despre întrebarea numărul 1 pe care toată lumea o are și eu aveam și eu când mă uitam la alți YouTuberi. Dom'le, câți bani faci de pe YouTube? Dom'le, exact, cât bănuți generează YouTube-ul ăsta? Și e o chestie pe care vreau să o discut și o chestie care zic eu că merită discutată, pentru că este întrebarea care majoritatea dintre noi, înainte de a ne apuca de YouTube, o aveam. Și legat de chestia asta, aș vrea să spun că faptul că Mihai a povestit într-un dintre primele sale episoade pe nou sau canal, după ce a plecat de la atelierul de detailing, mă refer la AutoMasterChef Mihai Popescu, a fost că a vorbit despre aspectul ăsta financiar, pe care eu l-am apreciat enorm de mult și, de fapt, ăla a fost unul dintre lucruri care m-a determinat să-l urmăresc. Este singurul YouTube din România pe care îl urmăresc în mod constant și ăsta a fost unul dintre motive. Am zis, bă, băiatul ăsta e transparent, e deschis și vorbește fără a folosi un limbaj de lemn sau cu păr pe limbă. Pentru că majoritatea oamenilor, când discuți despre partea asta monetară, despre partea asta financiară, nu sunt confortabil să vorbească despre ea și înțeleg. În mediul fizic, când vorbești direct cu oamenii sau în orice alt context, nu e ok să vorbești despre bani, despre fiecare cât cum ce face, dar când vorbim despre aspectele astea ale YouTube-ului, partea asta este un subiect de discuție, pentru că toată lumea vrea să știe, domnule, dacă mă apuc de chestia asta, exact ce pot să fac. Bun, deci nu mai lungesc. Există două moduri în care faci bani de pe YouTube, două moduri în care am făcut eu bani de pe YouTube în timpul ăsta de aproape 12 luni, de fapt nu, suntem în octombrie. Deja este un an complet de când am lansat canalul meu de YouTube, ăsta pe care vă uitați voi. Și anume, un mod direct și un mod indirect. În modul direct este modul în care efectiv voi, cei care vă uitați, cei care mă urmăriți, îmi dați click pe micile reclame care apar la începutul și de-a lungul videoclipurilor la care voi vă uitați. Prin acest mod direct, am făcut în total aproape $20. Pam, pam! $20, dragii mei, am ajuns la ora actuală. Pe toată perioada asta de când am lansat canalul, să fac în mod direct din clicurile, din reclamele care apar pe videoclipurile mele. $20. Vă mulțumesc, dragilor, care ați dat click pe acele reclame, pe acele bannere și iată, m-ați adus la faimoasa sumă de $20 pentru care vă mulțumesc și sunt extraordinar de recunoscător. Este un succes. Este un prim pas al succesului. Deci ăsta este primul mod în care am generat bani sau generăm bani cu YouTube-ul. Și al doilea, bineînțeles, este modul indirect, care are enorm de multe ramificații în funcție de creator, în funcție de ce business are în spate, în funcție de felul cum își monetizează
alte lucruri legate de prezența sa pe YouTube. În cazul nostru, noi avem o afacere Horeca, aici pe Clisura Dunării, o pensiune și servicii de agrement în natură. Atât eu cât și prietenii mei, colaboratorii mei cu care lucrez, au și niște servicii de agrement, în special bărul meu drag care face plimbări cu barca aici pe Dunăre. Și prin aceste business-uri, indirect pot fi cuantificate veniturile care le-am obținut din YouTube, pentru că este una dintre platformele care, cel puțin în cazul meu, se convertesc cel mai bine când vine vorba despre clienți, adică numărul celor care mă vizitați pe canalul meu YouTube sau care vă uitați la ceea ce prezint eu, raportat la numărul de clienți. Câți dintre voi efectiv deveniți clienți aici ai serviciilor noastre de cazare, de agrement și așa mai departe? Comparat cu orice altceva, comparat cu Facebook, comparat, nici nu mai vorbesc de Instagram, nici nu are o să vorbesc. Deci YouTube-ul se convertește cel mai bine. Așa că, datorită prezenței mele în fața voastră, timp de 12 luni, aproximativ vreo 50 de cupluri ați venit direct să ne vizitați aici pe Clisura Dunării și ați folosit serviciile noastre de agrement. Asta înseamnă aproximativ 100 de persoane. Unii ați venit cu copilașii și vă mulțumesc, alții ați venit doar voi. Și consumul oarecum mediu a fost undeva între, hai să zicem, de vreo 400-500 de lei. Hai să zicem 500 de lei de persoană. 100 de persoane a 500 de lei. Asta înseamnă 50.000 de lei. Deci acesta este venitul pe care prezența mea pe YouTube timp de 12 luni l-a generat în mod indirect. Bine, asta e venitul, nu e neapărat profitul, dacă ar fi să discutăm în termenii ăștia. Ce sunt bănuții pe care, ca să zic așa, dacă ar fi să-i cuantific, au fost generați de mine, creând conținutul ăsta pe care voi îl urmăriți? Apar costuri, bineînțeles, apar tot felul de cheltuieli legate atât de servicii de cazare, de servicii de agrement și, bineînțeles, de procesul de creare a acestor materiale. Deci nu este un profit pur. Este pur și simplu atâția bani am încasat și de acolo putem discuta în detaliu, în privat sau nu cred că deja interesează, dar există cheltuieli. Există cheltuieli cu tot ceea ce vă oferim noi aici când veniți pe Clisura Dunării. Inclusiv cu partea asta de realizare a acestui material, să zic așa, care ajută, îl putem include la marketing și la promovare, ca voi să vă îndrăgostiți de colțul nostru de rai și să doriți să veniți aici. Deci iată, cam atât bănuți a generat canalul meu de YouTube timp de un an, bineînțeles că lucrurile cresc de acum încolo și e ceva în care eu voi investi din ce în ce mai mult timp și resurse. O să vă vorbesc într-un viitor episod despre efectiv logistica pe care eu o folosesc pentru a crea aceste prezentări, aceste videoclipuri, acest conținut care vouă vă place, dragilor, și cam ce stă în spatele creării, întregul proces, logistică, timp, resurse de timp, bani și logistică pentru a crea, iată, aproape în medie un clip la două zile, pe o perioadă de un an de zile. Pentru că, din nou, revin la ceea ce discutăm la începutul acestui clip, unii dintre voi v-ați manifestat dorința de a vă lansa propriile canale de YouTube. Ce pot să vă zic este că dacă aveți un business în spate, aproape că nu mai intră în discuție lansarea unui canal de YouTube. Este cea mai rapidă metodă de conversie din punct de vedere al promovării, marketingului a unui business. Acum, bineînțeles, depinde de tipul de business, dar, în general, am descoperit de-a lungul acestui an că efectiv are o rată de conversie care depășește orice altă platformă de promovare și mai ales faptul că cei care te urmăresc, cei care mă urmăriți pe YouTube, deja sunt niște clienți, așa cum se numește în limbaj de specialitate, precalificați. Adică deja cei care veniți de pe YouTube, în cazul meu sau în cazul oricărui alt business, deja sunteți clienți care știți ce vreți, la fel și eu. Când mă uit pe un canal YouTube și în urma vizionării a ceea ce văd acolo fac o decizie de a cumpăra ceva, deja cam știu ce vreau.
ceea ce crește rata de conversie între cei care te urmăresc și cei care efectiv cumpără, apelează sau fac orice fel de altă acțiune pe care noi o dorim vis-a-vis de ceea ce avem noi de vis-a-vis de produsele noastre, serviciile noastre, informațiile noastre, că și acolo este o altă lume care mi-a discutat. Voi continua această serie despre YouTubing cu logistica pe care eu o utilizez, cu nivelul de resurse, cât mă implic de mult, timp și așa mai departe, pentru a genera aceste videoclipuri pe care voi le-ați urmărit timp de aproape un an. Vă mulțumesc enorm de mult pentru chestia asta și voi continua să, cum am zis, să investesc din ce în ce mai mult, pentru că e clar, am devenit ușor, ușor, fără să vreau, deși era normal să întâmple chestia asta, un full-time YouTuber. Adică un YouTuber care își petrece o bună parte din viață generând conținut pentru audiența sa și pentru el însuși, pentru că de fapt de aici pleacă totul. Bine, dragii mei, vă mulțumesc încă o dată. Nu uitați, abonați-vă, comentați, distribuiți, ne vedem. Și înainte de a spune ne vedem la următorul videoclip, aș vrea să vă amintesc că voi lansa în curând și seria noastră de live-uri în care voi mă puteți întreba direct despre orice. Vedem pe ce tematică lansăm, dar discuția va fi liberă. Vă pup, dragilor, ne vedem la un nou videoclip. De data asta. Închei. Ciao.